Radio Fiction. Radio Fiction. Badoolia tip, but tip, but do bad in your tip. Desk. Radio Fiction Desk. Boul și viței de Ion Băieșu. Adaptare radiofonică de Silvia Cusursuz. Interpretează trupa de teatru a Colegiului Național Spiru Haret din București. Profesor coordonator Mariana Comăniță. Oh. Vin, vin. Cine dracu fi la ora asta? Ah, tu erai. Bună, Nelu, ce s-a întâmplat? Unde e bărbatul tu? Care bărbat? Gelu, mai e și altul? Ah, Gelu. E la serviciu, unde să fie la ora asta? Păi l-am sunat și nu răspunde. E plecat. Știi ceva? Habar n-am. Dar ce s-a întâmplat? Ah, nimic, nimic. Am primit o scrisoare de la mama. Care mamă? Mama mea și-a luat Gelu și soacră ta. Păi ce mai trăiește? Păi de ce să nu trăiască? Scuză-mă, dar nu știu de ce, aveam impresia că... Tata săracul, Dumnezeu să-l ierte, s-a prăpădit acum 2 ani. Atunci când ai vrut tu să vii la mormântarea lui, sub pretext că te durea măseaua de minte. Lasă că nici nevastă ta nu s-a omorât să vină la parastasul lui maică mea. În fine, bătrâna ne anunță că vine azi la prânz în București. Cam peste oră ar trebui să o așteptăm în gară, că vine cu trenul. Cum fac să dau de Gelu? De unde vrei să știu eu? Caută-l! Sau du-te singur la gară, ia-o pe bătrână, du-o la voi acasă și mai sună-ne de seară. Cu ce să o iau de la gară? Cu roaba?